Suntem la stația Taia, a doua cea mai veche stație din sistemul de alimentare cu apă din Valea Jiului. Ea are o vechime de 45 de ani, a fost construită în 1975. A fost parțial reabilitată în anii 2000, când spun parțial, practic s-a schimbat numai partea de tehnologie de decantare. Iar ea de 45 de ani funcționează până în momentul de față, când a intrat într-o reabilitare totală. Reabilitare totală, ceea ce înseamnă toate obiectivele vechi existente în stație vor fi reabilitate, în plus vor fi cel puțin 8 obiective noi, care va asigura funcționarea ei. Sperăm noi ca toate celelalte stații care au fost reabilitate, fără nicio oră de oprire, deoarece știm că apa brută de pe care alimentează stația Taia este o apă care schimbă foarte des turbiditatea. Avem cele mai mari probleme la stația Taia vis-a-vis de orele de oprire, greu gestionând apa care o avem din rezervoarele de înmagazinare din Petrila și din Petroșani, deoarece apa din Taia ajunge în Lonea, Petrila și partea de nord a orașului Petroșani. Proiectul, contractul a fost semnat în luna 6 a 2019. Timpul de execuție este 3 ani, deci practic în anul 2022 va fi finalizat. Lucrările efectiv s-au început din primăvara acestui an, deoarece pe Taia a fost proiectare și execuție. După cum spuneam, ca și noutăți care vor fi în cadrul uzinei de apă Taia, va fi decantorul lamelar, va fi tot ce înseamnă stația de reactivi, tot ce înseamnă stația de filtre. Vom avea două baterii de filtre, baterii de filtre cu nisip și baterii de filtre cu cărbune activ. Se va schimba toată tehnologia de dezinfecție apei. Dezinfecția apei, asigurându-se, urmează să fie făcută atât cu clor gazos, cât și cu ultraviolete. Pe parte de recuperare a nămolului de la spălarea filtrelor, și aici vor fi construcții noi. Tot ce înseamnă monitorizarea stației și tot ce înseamnă echipamentele hidromecanice vor fi schimbate și vor fi și se vor putea vedea funcționarea lor în cadrul dispeceratului central de la, Petroșani. Am dat toate aceste amănunte deoarece vreau să se înțeleagă că în toată perioada asta de 2 ani cât au mai rămas până se finalizează reabilitarea, vor fi momente în care stația va trebui să fie oprită pentru a putea să se execute unele lucrări, dar nu prin opririle stației să nu se înțeleagă că populația nu va avea apă, pentru că apa va fi asigurată din rezervoarele de înmagazinare din Petrila și din Petroșani, deci chiar dacă de aici încolo 2 ani de zile stația va fi într-o reabilitare totală, populația nu va simți lipsa apei. Doar dacă apar, se suprapune o lucrare făcută de către constructor cu o ploaie torențială sau mai știi ce se întâmplă în amonte de captare. Pe scurt, atâta, și dacă vreți, mergem să vedem obiectivele și o să povestim pe scurt la fiecare 2-3 cuvinte. Asta, da. Deci în spatele nostru este partea de decantare lamelară, deci practic apa din captare va intra în decantorul radial, decantor care există acum, e funcțional. El va avea, acum are rol de decantare, va avea rol de predecantare, după care va ajunge în decantorul lamelar, construcție nouă, tehnologie nouă de ultimă generație, reactivi, pompe dozatoare de reactivi, monitorizarea calității apei predecantate, care vine din predecantor, plus apei decantate, se va intra în bucla de funcționare a întregii stații, astfel încât să știm că apa care iasă din decantorul principal, un decantor lamelar, va putea fi filtrată ca să ajungă
să poată să ajungă în rezervorul stației apă potabilă. Și care e valoarea investiției? Valoarea investiției la această stație e aproximativ 18 milioane de lei, durata de execuție, cum am zis, 3 ani de zile, aproape un an de zile a fost proiectarea, că s-a proiectat tot, 2 ani de zile perioada de execuție. Apa predecantată va intra în decantorul lamelar. În momentul de față, capacitățile lui tehnice de decantare sunt limitate, lucru care ne-a dus la imposibilitatea funcționării stației în momentele în care turbiditatea apei brute crește peste 300-400 grade NTU. Acum, numai așa, ca și cunoștință, cum funcționează, apa vine de jos în sus, acolo pe interiorul decantorului are un curs ascendent, curge pe un con, în interiorul decantorului e un con, după ce curge pe un con, e ridicată, e colectată de toate țevile astea și intră gravitațional în stația de filtre. Vă imaginați momentul în care va avea rol de predecantare, practic, chiar dacă avem turbidități, dau jiețul care ajungem la turbidități și peste 1000 și peste 1500 de grade NTU, apa predecantată va avea undeva sub 80 de grade NTU, lucru care va fi rezolvat de următoarea construcție, construcție nouă de cantor lamelar. Ca din el, turbiditatea să n-aibă mai mult de 5 grade de turbiditate, astfel încât să ne încadrăm în sub un grad de turbiditate la apă de rezervor, conform tuturor normativelor în vigoare. În momentul de față, stația are un singur rezervor care are rol de acumulare, apă filtrată, plus dezinfecție, plus apă necesară spălării filtrelor. Pe viitor se va construi un alt rezervor, astfel încât să avem apă de spălare a filtrelor separat față de apa filtrată care urmează să o dezinfectăm, să o dăm populației. Asta de ce? Ca să putem gestiona mai bine tot ce înseamnă automatizarea de spălarea filtrelor. În momentul de față, automatizarea e limitată, deoarece avem condiție de nivelul apei din rezervor, adică nivelul apei filtrate. În momentul în care nivelul este prea jos, automatizarea se blochează și dă comandă. Nu putem spăla filtre, lucru care ne face să oprim spălarea filtrelor ca să avem apă pentru populație și lucru care e dificil vis-a-vis de a funcționa stația în regim automat. Practic, o trecem în regim manual, omul citește un indicator nivel apă-rezervor și în funcție de asta face spălări. Deci, cumva, spălările sunt limitate, nu putem face spălările în mod automat. În momentul în care vor fi două rezervoare separate, unul pentru apă potabilă și unul pentru rezervorul apă de spălare, automatizarea va funcționa fără probleme, întrucât gestionăm o singură apă pentru spălare, o singură apă pentru dezinfecție în vederea distribuirii la populație. În momentul de față, stația funcționează doar cu dezinfecție apă cu clor gazos. Practic, se schimbă tot fluxul tehnologic și tot ce înseamnă funcționarea stației TAIA pentru a avea o apă de calitate. Filtrată din filtrele cu nisip, va fi transvazată în filtrele cu cărbune activ. Ce face acest cărbune activ? Reduce și mai mult substanța organică care e destul de ridicată în momentul în care avem turbidități mari, în momentul în care se topesc zăpezile. Adică tot ce înseamnă substanță organică din munte este adusă în stație. Ea nu se vede, dar la analizele de laborator ne dă că trebuie redusă. Trebuie, e un standard și trebuie ținut sub control.